Suntem în prima lună a anului bisericesc și biserica a așezat ca început de târg acestei luni sărbătoarea Lărsării Sfintei Cruci în centru ei. De fapt, nu e doar în centru anului bisericesc pusă Sfânta Cruce, ci ea este așezată în interiorul istoriei a vieții fiecăruia dintre noi. Luna august este o lună potrivit anului bisericesc, consacrată eschatei, adică veacurilor care vor veni, împărăției lui Dumnezeu. Atât Maica Domnului, cât și Ioan Botezător, care i-am prăznuit în august, sunt un simbol a dimensiunii bisericii. De aceea, în icoana de Isis, în dreapta stă Maica Domnului și în stânga Ioan Botezătorul, tot simbolizând toți cei doi dimensiunea mislocitoare de intercesiunea Bisericii. Schimbarea la față nu a avut loc în 6 august. Este o așezare a târgului Bisericii în 6 august. Pentru că schimbarea la față este o dimensiune a veacului care va veni. Pentru că întreaga împărăție sau toată împărăția lui Dumnezeu va fi un tabor neschimbat. Un veac strălucit și slăvit. Din prima lună anului bisericesc, avem așezat în ea aceste deosebite învățături legate de Sfânta Cruce. Duminica de astăzi e închinată și e numită înaintea Sfintei Cruci. Iar duminica viitoare vom cinsti pe Sfânta Cruce. De ce această așezare a Sfintei Cruci în miezul primei luni anului bisericesc? Pentru că crucea este simbolul vieții noastre creștine. Crucea este modelul vieții noastre creștine. Și așa cum arată pericopa de astăzi, ea este taina împărăției lui Dumnezeu. Este expresia iubirii Dumnezeu Tatăl față de noi. Pentru că din iubire și-a dat Fiul să moară pentru noi. Și Fiul a venit nu ca să judece lumea, ca să mântuiască. Ultimele două versete din pericopa de astăzi nu sunt altceva decât o evanghelie miniatură. Ele sintetizează întreaga înțelepciune a lui Dumnezeu, întreaga sa economie, taina bisericii și modul vieții noastre de zi cu zi. Crucea este așezată de biserică în centrul istoriei, în centrul societății. Europa, de pildă, are la răscuși de drumuri așezată crucea. Crucea nu este numai o așteptare a omului, a întâlnirii sale cu Dumnezeu, ci crucea este orientare la anumite conexiuni ale istoriei, ale vieții, a greutății din viață. Este îndrumare în intersecții la modul figurat și propriu. Crucea este nădejdea noastră, că din ea izvorește taina învierii. Pentru că învierea, resurrectio Domini spes nostra, învierea Domnului este speranța noastră. Și Evanghelia de astăzi exprimă această speranță, că Dumnezeu a venit în lume din iubire, că s-a răstignit din iubire pentru mine și că eu petrec această viață cu gândul de a fi judecat de acest Dumnezeu al iubirii și de a fi mântuit în El. Toate religiile vrea să ne spună nouă ce trebuie să facă omul pentru a fi desăvârșit. Numai creștinismul ne spune nouă ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Evanghelia de astăzi ne arată ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Un Dumnezeu care nu este inert. Nu este în veșnicie indiferent. Nu un Dumnezeu al iluminismului, al neprezenței. Nu un Dumnezeu absent, ci un Dumnezeu prezent, viu, personal, își trimite pe Fiul Său în lume pentru a muri prin cruce pentru noi, pentru a ne izbăvi. Desigur, Pascal spunea, și o frază rămasă în istorie,
foarte extraordinară, că Iisus Hristos este în agonie până la sfârșitul veacurilor. Și că noi nu trebuie să dormim în aceste vremuri, în acest timp, o frază cu totul deosebită. Da, Hristos este în agonie până la sfârșitul veacurilor, pentru că El suferă cu cei care suferă. El are durere cu cei care au durere. El este alături de Cel care este părăsit și singur. Pentru că cine crede în Dumnezeu sau îl are pe Dumnezeu în viața lui, nu e niciodată singur. Dumnezeu este Dumnezeul fidelității, al dăruirii, al intrării în viața și în problemele mele și ale fiecăruia. Dumnezeu nu poate pătimi, dar poate compătimi. De aceea și-a luat trup și a venit din istorie ca să compătimească la modul real până la nivelul trupului și a sângelui. Crucea aceasta arată compătimirea lui Dumnezeu până la nivelul trupului și a sângelui și pătimirea lui Iisus Hristos ca fire umană, asemenea nouă. Este o chemare de a intra în această taină a lui Iisus Hristos, care este crucea, care aplicată nouă este o taină a renunțării, a sacrificiului, a dăruirii, a renunțării, a biruirii egoismului, a iubirii posesive și a dominării false, care fiecare suntem pe direct spre putere și spre bine. Un bine uneori care vine dintr-o putere care se întoarce împotriva noastră. Aceasta este crucea. Ion Gură de Aur are o afirmație destul de categorică, spunând că cine nu trăiește sub umbra crucii, este dușmanul ei. A trăi sub umbra crucii, potrivit lui Ion Gură de Aur, nu înseamnă altceva decât a accepta greutățile din viața ta, a accepta suferințele din viața ta, implicându-L pe Hristos în aceste probleme ale tale, chemându-L pe Hristos, Cel care este suferința prin excelență, dar nu o suferință biologică, ci o suferință prin credință. Pentru că prin credință, suferința are valoare mântuitoare. Iar o suferință fără credință în Dumnezeul cel viu, nu are valoare mântuitoare. Pericopa de astăzi este o pericopă a speranței, că avem un Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu care s-a răstignit pentru noi, un Dumnezeu care este în stare de răstigni până la sfârșitul viacului. Un gânditor francez, Peggy, chiar a spus o frază extraordinară, sintetizând creștinismul, că Iisus Hristos n-a venit să ne spună nimicul. Da, Iisus Hristos a venit să se răstignească pentru mine, pentru tine. Răspunsul este, ne pasă nouă de acest Dumnezeu al iubirii, care se află în stare de răstignire pentru mine și pentru fiecare, care pe cruce a cuprins și morțile noastre până la sfârșitul lumii. De aceea, cu adevărat, e o mare frază. Iisus Hristos n-a venit să ne spună nimicuri, ci viața creștină aceasta este. A nu trăi nimicuri, a nu relativiza viața creștină, a nu alege nimicuri, nonsensuri, relativuri, superficialul, incoerentul, irațional în viața noastră. Pentru că crucea este o alegere rațională din iubire. Iubirea este o alegere desăvârșită, având rațiunea de a mântui de fiecare dintre noi. Pericopa de astăzi, precum întregul anul bisericesc, este o chemare la lucruri serioase, la responsabilitatea față de crezul nostru, față de taina botezului pe care ne-am asumat-o. Pentru că în botez este crucea Domnului. Taina crucii este relevată în botez și face parte din viața noastră de zi cu zi. Să dovedim, precum filozoful francez, că nu trăim în nimicuri, ci trăim pentru Iisus Hristos viața cea veșnică, iubirea cea adevărată, pentru că iubirea sa este cel mai iubit cântec al lui Dumnezeu, căreia se cuvine toată slava, cinstea și bunătatea. Amin.